A fost precedată de un amplu proces de consultare și cred că inclusiv cu mulți dintre noastre ne-am întâlnit cel puțin în câteva ocazii prezentând etape de parcurs din această consultare, care a însemnat discuții în cadrul unor platforme structurate cu 90 de instituții publice, organizații neguvernamentale, asociații de afaceri, societăți cu capital de stat sau privat. Au fost consultate părți interesate din societate, s-au făcut numeroase dezbateri publice, sectoriale, reuniuni tehnice organizate de Ministerul Justiției. Așa încât, fără niciun fel de ezitare, spun că această strategie nu este un proiect al Ministerului Justiției, ci este un proiect național. În arhitectura politicilor publice naționale, strategia aceasta ocupă un loc foarte important la intersecția mai multor politici publice, fiind o strategie care la rândul ei este sectorială prin raportare la strategia națională de apărare a țării, pentru că în fond corupția ca fenomen este o chestiune care poate să aducă atingere siguranței naționale a unei societăți.